Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că a făcut o nouă zi să renaștem din nou, pentru că în fiecare zi omul renaște. El este Gheorghe Cârciu, propunerea coaliției PSD-PNL pentru un fotoliu de eurodeputat la Bruxelles. Este membru PSD, formațiune care l-a susținut și pentru funcția pe care o ocupă în prezent, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. El a fost numit în ianuarie 2022, pe vremea în care guvernul era condus de Nicolae Ciucă, mutare ce a stârnit nemulțumiri în tabăra liberalilor. Iată ce spunea Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL. Numirea dânsului n-a fost potrivită, pentru că, în primul rând, sau primul aspect pe care trebuie să le în considerare, este faptul că diaspora n-are o chimie foarte bună cu Partidul Social Democrat. Mai multe motive. Și cred că acolo trebuia să fie un alt fel de om. Departamentul condus de Gheorghe Cârciu asigură, potrivit legii, relația cu românii din afara țării. Susține într-un raport publicat pe site-ul departamentului că a organizat tabere pentru tinerii români stabiliți în diaspora și că în total au fost alocate fonduri în valoare de 207 milioane de lei pentru activități destinate românilor de peste hotare. Sprijinim, Departamentul Românilor de Pretutindeni sprijină comunitățile românești în adevăratul sens al cuvântului, acolo unde e nevoie de sprijinul Guvernului României. De ce spun acest lucru? Pentru că avem o arie foarte mare, acolo unde Guvernul României își dorește să fie alături de români. Pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Gheorghe Cârciu este prezentat ca antreprenor cu 20 de ani de experiență în domeniul construcțiilor. Are afaceri în Franța, conform CV-ului, pe care le-a pornit imediat după Revoluție, când a emigrat în Hexagon. Totuși, Gheorghe Cârciu este lipsit de anvergură politică, însă este un personaj susținut puternic din interiorul partidului de Paul Stănescu, unul dintre liderii formațiunii și un social-democrat cu influența. Prietenul meu foarte bun, secretarul de stat de la diaspora românii de pretutindeni. De asemenea, apare frecvent înconjurat și de fețe bisericești. Patriarhia Română, în colaborare cu Departamentul Românilor de Pretutindeni și Președinția Română, au avut grijă ca astăzi să sărbătorim, așa cum se cuvine, Ziua Românilor de Pretutindeni și să împărtășim împreună liturghia de după liturghie, adică agapa frățească în Al Preasfinția voastră. Controversele legate de Gheorghe Cârciu trec și în sfera academică. Președintele Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a terminat facultatea în 2021, la 30 de ani de la absolvirea liceului, după cum dezvăluia site-ul G4 Media. Și-a luat licența în finanțe bănci, la o instituție privată, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj, aflată pe lista celor mai neperformante instituții de învățământ superior din țară. Până în 2021, Gheorghe Cârciu terminase doar Liceul Industrial numărul 7 din Baia Mare, specialitatea electrotehnică, în 1991. Imediat după aceea a plecat în Franța. Drumul în politică i-a fost deschis de Radu Moraru, pe vremea când fostul realizator TV ocupa primul loc pe lista Partidului Ecologist Român la europarlamentarele din 2014. Gheorghe Cârciu îi urma pe listă lui Radu Moraru la respectivele alegeri. Fără succes însă, cei doi nu au ajuns în Parlamentul European. Înainte de a ajunge în PSD, Gheorghe Cârciu s-a implicat și în politica locală. A fost consilier tot din partea Partidului Ecologist în comuna Bixad, județul Satu Mare, localitatea sa natală. A plecat până la urmă din tabăra ecologiștilor, iar la alegerile locale din 2020, Gheorghe Cârciu a candidat independent pentru postul de primar al comunei Bixad. A avut parte în campanie și de susținerea PSD. A pierdut însă în fața liberalului Ioan Tătar. În cele din urmă a trecut în tabăra social-democraților.